Primele rezultate ale recensământului populației scot la iveală date deloc mulțumitoare pentru județul nostru. Plecarea la muncă în străinătate a tinerilor a dus la o scădere a populației. Dacă la ultimul recensământ, cel din 2002, în județ au fost recenzate 455.049 de persoane, anul acesta numărul lor a ajuns la 393.349 de persoane. În toate cele trei municipii, populația este mai puțin numeroasă. La Vaslui s-au înregistrat cu 15.086 mai puțin locuitori, la Bârlad cu 16.097, iar la Huș cu 5.641. După cum știe toată lumea, în prezent recensământul populației și locuințelor s-a încheiat în teren în data de 31 octombrie 2011. În prezent, toată formularistica se află în stadiul de verificare, recenzorii șefi verificând corectitudinea introducerii datelor. Ei urmând să predea în jurul datei de 11 noiembrie mapele către comisiile locale de recensământ. O să vă mai spun că în urma prelucrării datelor, Institutul Național de Statistică va publica date provizorii privind populația stabilă la sfârșitul lunii ianuarie 2012, iar datele preliminare în perioada aprilie-mai 2012. Fenomenul este întâlnit și în mediul rural. Îngrijător este însă faptul că populația județului nostru devine din ce în ce mai bătrână. Tinerii pleacă de pe melagurile natale în căutarea unui trai mai bun, stabilindu-se fie în alte state, fie în alte județe. La Vaslui rămân, cel puțin în mediul rural, doar persoanele de vârsta a treia. Angajatorii Hușeni caută forță de muncă în rândul persoanelor marginalizate social. La cererea societăților din orașul dintre vii, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă a organizat o bursă a locurilor de muncă pentru această categorie de oameni. Orfanii, beneficiarii venitului minim garantat și persoanele provenite din centre de plasament au avut la dispoziție 17 posturi. În municipiul Huș a avut astăzi loc o bursă a locurilor de muncă pentru persoanele marginalizate social. La acest eveniment au participat 5 agenți economici care au pus la dispoziția persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 17 locuri de muncă în meserii precum confecționer, muncitor necalificat sau operator calculator. Au fost prezente 37 de persoane și au fost selectate în vederea angajării 17 persoane. Interesul firmelor hușene pentru șomerii provenind din rândul persoanelor marginalizate social își găsește explicația în subvenționarea locurilor de muncă conform legii 116 din 2002. Astfel, angajatorii care încadrează în muncă tineri aflați în dificultate și confruntați cu excluderea socială și care încheie cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă o convenție vor primi pentru fiecare tânăr angajat pe durata contractului de solidaritate salariul de bază stabilit la data angajării acestuia, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu net pe economie. Oamenii de afaceri din județ și din regiune, alături de autorități publice locale, au pus bazele unui eveniment de amploare municipiul Reșelnițe de Județ, având ca temă parteneriatul public-privat, necesar ca avangarda accelerării investițiilor. Forumul Județean de Investiții a fost gazdă în acest an unui eveniment ce a oferit participanților posibilitatea unei comunicări de specialitate privind programul operațional comun România-Ucraina-Republica Moldova și a fondurilor europene destinate întreprinzătorilor pentru anul 2012. Și este datoria mea, ca alături de organizatori, să-i salutăm pe cei care au făcut efortul să vină astăzi aici, să fie alături de noi, de domniile voastre, din Republica Moldova, cei care ne sunt frați, cei care i-am simțit întotdeauna aproape. Acest lucru rămâne demarcat de fiecare dată și subliniem astfel dimensiunea care este mai mare decât județeană a unei astfel de acțiuni care sperăm noi va aduce rezultate concrete, așa cum ne așteptăm de fiecare dată, pentru oameni de afaceri, asemenea dumneavoastră, oameni care sunt implicați în dezvoltarea mediului economic de afaceri, se întâlnesc, fac planuri, iau hotărâri, în așa fel încât prosperitatea lor și a societății să fie asigurată în această manieră. În materie de proiecte înfăptuite, în materie de gânduri pe care le avem și dorim să le construim împreună cu reprezentanții oamenilor de afaceri, ONG-urilor de peste prut, camerele de comerț de peste prut, administrațiile publice locale, în folosul comunităților în care trăim și ne desfășurăm activitatea și nu ne este indiferent ce se întâmplă cu noi și cu banul public.
în altă ordine de idei, cred că a venit momentul, așa cum spunea și la forumul trecut. Forumul a avut drept element constitutiv o prezentare a oportunităților de investiții în regiunea frontierei de est a Uniunii Europene, astfel că autoritățile locale au simțit nevoia să evidențieze necesitatea formării unor parteneriate între domeniul public și cel privat. Dar răspunsul este economic. Ar trebui să fie în primul rând economic. Ar trebui să se bazeze pe investiții pentru crearea de locuri de muncă. Pentru că dacă cei mulți nu mai manifestă un angajament față de structurile statale sau europene, devine o problemă foarte importantă pentru toată lumea. Resursele acestea de inteligență, de creativitate, de exprimate prin proiecte de cooperare între țări, între regiuni, între comunități locale, după cum vă spuneam, nu prea mai vin de sus. De succes a acestui forum și nu numai, pentru toate cele trei evenimente care au loc la Bahrain astăzi și care reflectă dinamismul unei relații foarte interesante, stabilită acum un an și mai bine, câte un an și câteva luni, între, de parteneriat între Consulatul General al României la Kabul și Camera de Comerț. La eveniment a fost prezent și un reprezentant al proaspătului minister, Ministerul Afacerilor Europene, Bogdan Mănoiu, care a preferat să scoată în evidență, oficial, faptul că acest forum este un bun exemplu pentru alte autorități locale care trebuie să conștientizeze necesitatea accesării mai multor proiecte. Acesta însemnând și găsirea noi direcții de dezvoltare economică durabilă în actualul context economic. Cu atât mai mult este important acest aspect, cu cât în aceste luni, până la sfârșitul anului 2012, se va definitiva ceea ce va fi viitoarea perspectivă bugetară a Uniunii Europene, care, sau cu alte cuvinte, bugetul plurianual pe 7 ani al Uniunii Europene. România are un foarte mare interes ca acest buget plurianual să conserve, dacă doriți, finanțarea pe principalele politici care asigură recuperarea acestor decalaje, respectiv politica de coeziune și politica agricolă comună. Evenimentul a fost succedat de premiera celor mai buni oameni de afaceri din județ în cadrul unei noi ediții a topului firmelor Vaslui. Un autoturism marca Audi în valoare de 6.800 de euro a ars în întregime în parcarea de la Direcția Generală a Finanțelor Publice. Potrivit declarațiilor proprietarului mașinii, Eugen Iorga, mașina aproape nouă nu avea asigurare casco. Șoferul venea dinspre Bârlad și a oprit la finanțe pentru a face niște plăți. Din spusele păgubitului, acesta a stat în incinta instituției aproximativ 7 minute. La întoarcerea în parcare, omul și-a văzut mașina aproape nouă, cuprinsă de flăcări. Disperat, Eugen Iorga a încercat să stingă focul cu ajutorul stingător, însă acesta nu funcționa. Văzând că flăcările se extind, proprietarul mașinii a strigat după ajutor, însă niciunul dintre șoferii aflați în zonă nu a întins o mână de ajutor celui aflat în necaz. Din păcate, pompierii au sosit la locul incendiului la jumătate de oră de la anunțarea acestuia, interval de timp în care mașina a fost făcută scrum. Nu poți să-mi dau seama? Nu știu cum s-a întâmplat. Nu imaginez, niciodată n-am făcut nimic pe ea. Mă mers foarte bine, nu vedeam niciun semn. Veneam de la Bârlad. Am parcat-o aici, am închis-o, am scos-o, m-am dus sus, am făcut închidața și cam am ajuns sus, era în flăcări mai. Instructorul nou mers, instructor nou, pompierii au venit după o jumătate de oră, aproape 13 minute, da, îmi dă telefon. Asigurare normal, da, să cădea de lume. Efectiv, nu a dat niciun semn să zic, domnule, s-ar fi auzit ceva, spuneți, dar nimic. Am parcat-o, m-am dat jos, deci a durat, să zic, 7 minute încărcat. Deci de aici până acolo și de acolo aici. Când l-am întors, mașina era în flăcări. Dar nimeni n-a sărit, nici unul, atâția șoferi treceau pe aici, se uitau cum arde, am strigat ajutor, ajutor, nimeni n-a sărit cu un instinctor să mă ajute, pentru că nu era flacăra mare, era la bord acolo, flacăra mai mic. Am încercat să țin cu haina, dar n-a reușit. Din primele cercetări, se pare că focul a izbucnit de la un scurt circuit în zona bordului. În intersecția Ștefan cel Mare, Richard Dân, în parcarea Direcției Județene de Finanțe, o mașină a luat foc. Ne-am depasat cu două autospeciale,
am găsit mașina în Făcări, lucru pentru care am proces la stingere incendiului și depărtarea efectelor de după incendiu. Niciuna dintre mașinile aflate în parcarea Direcției Generale a Finanțelor Publice nu a fost avariată, distanța la care acestea se aflau de autoturismul cuprins de Flăcări fiind suficient de mare. În timp ce sute de elevi chiulesc zilnic de la ore și fac prezența prin baruri și cafenele, alți copii își doresc să ajungă la școală, dar nu se pot deplasa. Sunt elevi pe care părinții îi duc zilnic pe brațe ori în scaunul cu rotile, care au nevoie de învățământ special la domiciliu. De cele mai multe ori ei demonstrează că pot învăța mai bine decât colegii lor, care nu se confruntă cu dizabilități locomotorii sau handicapuri severe. 9 astfel de cazuri sunt în județul Vaslui, copii care au devenit exemple pentru comunitatea locală datorită voinței de învățare. Este vorba despre elevi care nu pot veni la ore fără însoțitor sau care nu se pot ridica din pat, deși își dorește să-și vadă colegii măcar o dată pe săptămână. 2 dintre cele mai nefericite cazuri sunt în comuna Delești, unde învățătorul predă 4 ore pe săptămână la domiciliul unor copii imobilizați la pat. Consiliul Județean Vaslui a alocat 18 miliarde de lei vechi pentru extinderea rețelei de gaz metan în orașul Negrești. Banii reprezintă a doua tranșă din totalul unei investiții în valoare de 90 de miliarde de lei. În ultimul an, Gazest Vaslui a racordat la rețeaua de gaz blocurile din Negrești. SECE Gazest S.A. Vaslui a efectuat până în prezent la Negrești lucrări în valoare de aproape 3 milioane de lei, fondurile fiind asigurate de Consiliul Județean Vaslui. La această dată, potrivit operatorului de gaze naturale, blocurile din oraș sunt branșate la rețea. Branșate la rețeaua de gaz metan 2600 de gospodării și un număr de 55 de obiective sociale și comerciale, pe lângă acestea peste 1000 de apartamente care au fost deja branșate. Condiții improprii pentru depozitarea produselor din programul Laptele și Cornul. Asta au decis inspectorii sanitari în multe dintre controlele pe care le desfășoară în unitățile școlare din județ. În special în mediul rural, directorii nu s-au arătat prea preocupați de a le oferi copiilor alimente în condiții de siguranță. Inspectorii sanitari încă nu au aplicat amenzi, însă i-au somat pe directori să remedieze de urgență situația. Deocamdată, inspectorii noștri au aplicat avertismente, însă dacă nu se vor remedia aceste probleme, se va trece la aplicarea de amenzi, a spus Mihaela Vlad, directorul Direcției de Sănătate Publică Vaslui. Peste 30 de autoturisme și autotrenuri furate din diverse țări ale Uniunii Europene au fost confiscate de polițiștii de frontieră Vaslui în primele 10 luni ale acestui an, în urma controlelor efectuate asupra documentelor și mașinilor în punctul de trecere a frontierei Albița. Potrivit Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Vaslui, majoritatea mașinilor confiscate provin din Italia, Germania și Ungaria, fiind vorba în general de autoturisme de lux care urmau să ajungă în Republica Moldova sau în alte țări din fostul bloc sovietic. Valoarea totală a celor 31 de autovehicule depistate în primele 10 luni ca fiind furate din țări ale Uniunii Europene se ridică la 1,8 milioane de lei. Un cetățean care încerca să introducă țigări de contrabandă în țară prin Vama Albița a fost prins de un patruped. Micax, câinele de detectare din dotarea Poliției de Frontieră, a descoperit țigări de proveniență din Republica Moldova, ascunse și nedeclarate, în podeaua portbagajului unui cetățean român. Marți dimineață, pe sensul de intrare în țară din punctul de trecere cu frontiera Albița, s-a prezentat la volanul autoturismului propriu un cetățean român în vârstă de 23 de ani. Inspectorii vamale au solicitat ajutorul lui Micax, care a descoperit ascunse și nedeclarate 435 de pachete de țigări Manca Monte Carlo, în valoare totală de 1893 de lei. Autoritatea vamală a luat măsura sancționării contravenționale a șoferului cu o amendă în valoare de 5.000 de lei. De asemenea, autovehiculul în valoare de 27.000 de lei a fost confiscat. Moment istoric pentru cele două maluri ale Prutului. După ani de colaborări prin intermediul diverselor proiecte transfrontaliere, a venit și momentul mult așteptat atât de autoritățile locale vasluiene, cât și de cele aflate de dincolo de Prut, înfrățirea două orașe, Vaslui și Cahul. Bună ziua, bine v-am găsit. Mă bucur că ne pășesc pragul. Sperăm să avem o prezență victoasă și bine le celor două părinte. În speranță că a început bun. Bine.
venit. Oprim domnul din birou la mine ca să stăm așa până când venim. După aia mergem și la sponsor și deasupra față. M-am propus. Să așteptăm prima dată venit. Da. Suntem onorați astăzi de prezența Consulului General la Capul, Consul General al României la Capul, doamna Gențiana Șerbu, excelența sa, doamna Gențiana Șerbu. De asemenea, Consul al României la Capul, doamna Elina Păcurețu, domnul Petru Burlacu, primarul orașului Capul, evenimentul a fost transpus în cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului Local Vaslui, la acesta participând atât consilierii municipiului, alături de alții angajați ai primării, cât și o delegație orașului Cahul, condusă de consulul regiunii Gențiana Șerbu și primarul orașului Frate, Petru Burlacu. Ședința extraordinară a avut așadar un singur punct pe ordinea de zi, aprobarea acordului de înfrățire între cele două regiuni. 4 noiembrie 2018, pentru municipiul Vaslui va rămâne o zi în stoc. Pentru că, iată, astăzi, la Vaslui, vom pune bazele unui acord de parteneriat, unui acord de împărție. Sper că acest lucru să fie în folosul comunităților noastre, în folosul dezvoltării relațiilor dintre cele două comunități, iar cetățenii municipiului Vaslui, cetățenii orașului Cahul, să se bucure de susținut. Stimate domnule primar, vreau să transmiteți comunității din Cahul cele mai bune gânduri din partea municipiului Vaslui, a cetățenilor. Vreau să le transmiteți că în municipiul Vaslui va avea un prieten, că oricând vom avea ceva de discutat, vom discuta împreună, încercând să găsim soluții comune. Este un eveniment de o înaltă bucurie pentru noi, pentru echipa care suntem astăzi, pe numele Consiliului Orașenesc al Primăriei Orașului Cahul. Și este îmbucurător faptul că de la astfel de cuvinte de valoare mare, care se vorbește mereu de integrare europeană a Republicii Moldova, dezvoltarea relațiilor transfrontaliere, de înfrățire, astăzi este pasul real. Din acțiunile dedicate acestei zile nu a lipsit schimbul de simboluri ale orașelor înfrățite și intonarea imnului de stat al celor două țări. Această înfrățire vine ca urmare a contactului permanent al oamenilor de afaceri local cu cei din Republica Moldova și mai ales din necesitatea cooperării celor două orașe în vederea finalizării unor proiecte comune. Inspectoratul de Poliție al județului Vaslui a primit în sfârșit banii necesari reluării lucrărilor de reconsolidare a sediului instituției. La 3 ani de la demararea acestor lucrări, oamenii legii au primit peste 200.000 de euro pentru finalizarea investiției. Potrivit afirmațiilor inspectorului șef Mihai Carp, interiorul clădirii este aproape finalizat, lucrând acum la fațada sediului. Casa au primit banii 200.000 de euro pentru a relua activitatea de consolidare a inspectoratului și modernizare. Sperăm că în primăvară să ne mutăm în casa nouă, adică într-o treime din casa nouă, dacă vom reuși să, constructorul va reuși să-și realizeze ceea ce și-a propus, banii există. Reabilitarea sediului Inspectoratului de Poliție a început la finalul anului 2007. Din lipsă de bani, lucrările au fost sistate până în prezent. Valoarea totală a acestui proiect este de 1,5 milioane de euro.
Se declară român în România și reprezintă circumscripția electorală 39 și colegiul uninominal numărul 2. Despre el s-au scris foarte multe articole, deși nu și-a propus încă din momentul alegerii sale întâmplătoare să apară în public sau să-și promoveze intențiile sale pentru viitor, niciodată. A spart gheața, în schimb, cu depășirea vitezei pentru ca apoi să-i se găsească o pată din trecutul său, un viol. Nici politic nu a fost ocolit de observații. Acesta dând dovadă că omul este chiar ca o trestie purtată de vânt, încercând să se protejeze pe el și mai puțin familia. Poate unii dintre dumneavoastră ați ghicit despre cine o să vorbim astăzi. Astăzi îl vom citi printre rânduri pe Dan Bordeanu, deputatul fantom al județului Vaslui. Stau ai noștri în parlament. Este atât de neprezent în județ încât nici imagini cu domnia sa nu avem. Astfel ne scuzăm în fața telespectatorilor noștri pentru că am fost nevoiți să apelăm la poze și alte imagini concludente. Puțin știu cine este Dan Bordeanu. Mai nimeni îl cunoaște și nu sunt prea mulți care se poată descrie activitățile. Cunoscut mai mult pentru performanța lui neobișnuită prin care ajunge în parlament și pentru oscilațiile lui politice, Bordeanu rămâne o enigmă. Nu vă prezentăm astăzi de ce a fost acuzat de viol pe la începutul anului și nici cu ce viteză se deplasa acesta prin județ prin 2009. Preferăm să apelăm la site-ul Camerei de Deputaților, singura sursă de informare care să vă dovedească posibila lui activitate. Luna aprilie 2011, după ce deputatul Bordeanu a avut un moment de rătăcire și a preferat să se declare independent, din momentul trecerii fostului său coleg de partid Dan Marian la PDL, acesta revine în sânul liberalilor și consemna la 19 aprilie. Asistăm la un adevărat genocid al guvernului împotriva românilor prin închiderea a numeroase spitale din țară. Într-un discurs de câteva secunde a dorit să demonstreze că și-a revenit politic și face jocul opoziției, arătându-și astfel nemulțumirea la adresa deciziei guvernului de atunci de a închide multe spitale din țară. Lăudabilă inițiativa sa de a se alătura altor colegi de partid în această dezbatere. Însă regretăm că domnul deputat a uitat să facă trimitere chiar la ceea ce urma să se întâmple în județul pe care îl reprezintă, să prezinte poate tragedia locurilor sale, să fie prezent în teritoriu atunci și să asculte păsurile medicilor sau asistentelor din spitalele ce urmau a fi desființate, Negre și Dutova. Trecem peste aceasta și ajungem în luna următoare la un nou discurs. Domnul deputat făcă referire, la 10 mai, la prezența femeiului în țară. Guvernarea României a fost externalizată către femei. În România nu există parlament executiv, nu există program de guvernare, nu există strategie pe termen mediu și lung. Încheiem citatul. Domnul Bordeanu vrea să-și dovedească iar calitatea de bun coleg de partid și să-și manifeste nemulțumirea la tot ceea ce se întâmplă în țară. Concluzionând, iar îl cităm. În aceste condiții, consider că PNL poate avea discuții cu reprezentanții femei, dar este foarte clar că un acord atât de important pentru România trebuie dezbătut de legislativ și nu în spatele ușilor închise. În lunile următoare, deputatul Bordeanu face mai multe remarci la statutul românilor și la ceea ce se întâmplă în țară, gen mai există stat de drept în România? Și astfel, domnul deputat cu studii economice și firmă de construcții a învățat că e bine să stai cu minte lângă cei care te susțin, aviza aici liberalilor. Și mai puțin că el este de fapt reprezentantul poporului în legislativ. A uitat atât de bine încât nici nu mai ține minte că are afaceri cu primarii din zona Huștrâncen sau Stănilești, dar în schimb e preocupat de soarta cetățeanului. Să dăm citire ar unui alt exemplu memorabil. Toate instituțiile statului român suferă. Modificări ale legislației în materia statutului funcționarilor publici, modificări legislative deosebit de importante, impuse prin numeroase asumări guvernamentale, parlamentul devenit un fel de notariat public și peste toate acestea Constituția este pur și simplu călcată în picioare. Instituțiile statului nu pot reacționa pentru că ele însele sunt bolnave, iar principiul separației puterilor în stat a devenit doar o amintire în sistemul constituțional românesc. Încheiem un alt citat al domniei sale. Și așa să vă ajute, domnule deputat, bunul Dumnezeu, să faceți lumina acolo unde becul ecologic a intrat în case. Să le mai spuneți în plen parlamentarilor deja la țării. Poate așa mai reușesc alții interesați de județul lor să mai facă câte ceva. Căci știți cum este, câinii latră, caravana trece. Vă lăsăm pe dumneavoastră, daci telespectatori, să decideți cine este în acest caz deputatul Bordeanu, caravana sau câinii.
FC Vaslui este cu un picior în primăvara europeană, grație golului marcat de Zmeu în minutul 30, care a reușit să bage un picior norocos într-o grămadă ordonată de glezne galben-verzi. Înainte de deschiderea scorului, vasluienii s-au dovedit mai periculoși în atac, Ada Ilton în minutul 22 reluând cu capul peste transversală. Nici Neagu două minute mai târziu nu a nimerit poarta după gol. Bojinov a avut ocazia să restabilească egalitatea, numai că adversarul se dovedește neinspirat, trimițând pe lângă poartă din postură de singur cu portarul în minutul 44. În prelungirile reprizei, Belo a ratat în fața porții din centrarea lui Ada Ilton. Partea a doua a fost mult mai alertă, iar Belo și Ada Ilton puteau majora scorul, însă mingea a fost respinsă de fiecare dată, asta în minutul 48. Sporting a pus stăpânire pe joc, iar Van Volswinkel, golgheterul portughezilor, a trimis pe lângă poartă din 6 metri în minutul 63. Vasluiul și-a revenit din joc, iar presiunea s-a mutat la poarta lui Marcelo. Centralul Jacobson nu a acordat penalti la Milanov, pus la pământ în interiorul careului de 16 metri în minutul 75. Un minut mai târziu, Ada Ilton s-a precipitat și a trimis departe din postură de singur cu portarul. Victorie meritată a Vasluiului, care urcă pe locul al doilea în grupă cu 5 puncte la egalitate cu Lazio, care a trecut de FC Zurich cu 1-0 și are nevoie de o victorie cu Roma pe 1 decembrie pentru a fi sigură de primăvara europeană. Tehnicianul echipei FC Vaslui, Viorel Hizu, a declarat după victoria din meciul cu Sporting Lisabona, scor 1-0, că acest joc nu a fost mai ușor decât își imagina și că ar fi fost departe mulțumit chiar și cu o remiză. După 20 de ani a fost un film, se potrivește și la mine acest film. A fost un joc greu pentru noi, au jucat 100% pentru echipă și am reușit să obținem această victorie. Echipa noastră și-a creat și astăzi câteva ocazii bune. Puteam să mai înscriem, însă rezultatul este pozitiv, ne bucură, dar trebuie să uităm foarte repede acest succes, pentru că ne așteaptă peste 3 zile un alt joc, peste 12 zile un alt joc foarte greu cu Lazio. Mă bucur că am continuitate în jocurile din cupele europene, n-am pierdut acasă. Și asta îmi dă mare încredere și pentru jocurile care urmează. Pe de altă parte, tehnicianul formației Sporting Lisabona, Domingos Paciencia, a declarat că nu a desconsiderat gruparea vasluiană, ci a tratat-o ca pe o echipă valoroasă, însă aceasta a reușit să-și impună tactica la Piatra Neamț. Indiferent de rezultat, să ne gândim că este o înfrângere pentru noi. Am intrat destul de greu în joc, ne-am adaptat destul de greu la condițiile jocului. Am primit, în afară de acest lucru, a survenit și accidentarea jucătorului nostru la începutul jocului. De asemenea, am primit gol dintr-o fază fixă, după care am controlat jocul, am încercat să construim, dar Vasluiul ne-a contracarat și ca atare înfrângerea rămâne înfrângere. În prima repriză, într-adevăr, am intrat mai greu în joc. În a doua parte a jocului s-a văzut îmbunătățirea jocului nostru în ceea ce privește construcția și atacul. Surpriza lui Viorel Hizo din meciul cu Sporting a fost Răzvan Neagu, considerat înlocuitorul lui Wesley, suspendat după ce a primit cartonașul roșu în meciul de la Lisabona. Fotbalistul Vasluiului a fost folosit pe banda dreaptă, iar Ada Ilton, care a preluat banderola de capitan, a fost mutat în centru. Din păcate, Neagu nu s-a ridicat la nivelul lui Wesley, fiind criticat în permanență de Hizo, schimbându-l în cele din urmă cu 3 minute înainte de pauză. Tehnicianul vasluienilor a mizat în acest meci și pe Zmeu, lăsându-l pe Gladstone pe bancă. Mutarea s-a dovedit inspirată internaționalul moldovean deschizând scorul pe stadionul Ceahlăul. Liceul cu program sportiv Vaslui a fost regina Cupei României la cross. Competiția a adunat sportivi de la 56 de cluburi din țară, iar liceul vasluian s-a ales cu 4 medalii de aur, 3 de argint și una de bronz. La junioare 3, podiumul a aparținut în totalitate Vasluiului, Mădălina Leonte, Magdalena Moșneagu, Maria Iftemi și Maria Moșneagu, aducând și medalia de aur pe echipe la LPS. Medalie de aur a obținut și Diana Bogos la copile 1, iar pe echipe LPS a împărțit locurile 1 și 2 prin cele două echipe
cât participante. Prima echipă a fost formată din Diana Bogos, Miruna Ignat, Monica Spânu și Elena Sima, iar cea de-a doua, care a obținut medaliile de argint, a fost alcătuită din Alexandra Surleac, Mădălina Nastur, Laura Simion și Ana Maria Ungureanu. Fetele profesoarelor Viorica Pintilie și Elena Bogos au cucerit medaliile de argint pe echipe și la copile 2, echipă formată din Denisa Ciulei, Eliza Balan, Ionel Lungu, Paula Pricop și Alina Pascal. De remarcat și performanța atletei Larisa Grigore, care a terminat pe locul 6 cursa de copile 3. Aceste performanțe i-au adus LPS Vaslui titlul de cea mai bună structură sportivă participantă la Cupa României și un cec în valoare de 2000 de lei. HC Vaslui speră să obțină în campionat un nou rezultat pozitiv care să o aducă pe podiumul seriei A. HC Vaslui părăsește pentru prima oară în acest sezon Moldova, având cea mai lungă și obositoare deplasare la Alexandria. Revii profesorilor Liviu Gugle și Laurențiu Cosma speră să obțină o nouă victorie, astfel încât să revină pe podiumul seriei A. Meciul nu este unul ușor, chiar dacă echipa gazdă ocupă penultimul loc în clasament cu un singur punct. Mergem la Alexandria pentru a câștiga. Băieții sunt cu un moral bun, au arătat că sunt în creștere de formă după cel de-al doilea amical cu Bucovina-Suceava, însă este loc de mai bine. Sperăm ca prin rezultatul de la Alexandria să intrăm în lupta pentru primele două locuri ale seriei A, a declarat Liviu Gugleș, care are o singură problemă medicală în lot și anume cobuz acuzând dureri la o mână. Înaintea acestei partide, HC Vaslui ocupă locul 4 în clasament cu 8 puncte la 2 diferențe de lider CSM Bacău.